Primarul de Vei Florin Oancea a semnat ieri, 15 decembrie, la București contractele de finanțare pentru încă două proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primul proiect constă în digitalizarea în Sistemul Informațional Geografic a noului Plan Urbanistic General. Proiectul are o valoare de aproape 1,8 milioane de euro. După finalizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Deva, acesta va fi digitalizat în vederea optimizării procedurilor de autorizare a construcțiilor, a etapelor elaborării și aprobării documentațiilor de urbanism și a eficientizării activității administrative administrației publice locale în ceea ce privește emiterea actelor administrative către cetățeni. Cel de-al doilea proiect constă în înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public cu vehicule nepoluante, un proiect în parteneriat cu alte administrații pentru a acoperi transportul public pe rutele Deva Simeria Băcia, Deva Șoimuș Certejul de Sus Hărău și Deva Cârjiți Peștișul Mic Cerbăl. Acest proiect are o valoare de peste 3,5 milioane de euro. Pentru a crește accesibilitatea și gradul de mobilitate în trafic al cetățenilor, municipiul de va dezvoltă proiecte de extindere și modernizare a sistemului de transport public către comunele limitrofe aflate în expansiune pentru a îmbunătăți legăturile acestora cu zonele bine dezvoltate. Ambele proiecte sunt finanțate pe componenta C10, Fondul local prin Planul Național de Redresare și Reziliență.